În perioada 17-19 septembrie, la baza 71 aeriană, general Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii, județul Cluj, are loc convocarea anuală de specialitate a preoților militari din cadrul statului major al forțelor aeriene române. Tema convocării este statutul preotului militar în Armata României, probleme actuale, provocări și posibile soluții în redefinirea identitară a clerului militar. Preoții militari au primit astăzi vizita și binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a Preasfințitului Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Evenimentul a început la Capela Militară Sfântul Ilie din incinta bazei aeriene din Câmpia Turzii cu un tedeum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, în prezența înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, a preoților din aviația militară și reprezentanților statului major al apărării. La finalul slujbei, ierarhul gazdă le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Sfântul Pavel n-a pierdut din vedere nicio slujire care se face în lumea aceasta, ca ea să se facă bine. În a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, în versetul 4, zice așa: nici un ostaj nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Acum, e adevărat că dânsii se preocupă din punct de vedere spiritual de cei care slujesc forțele aeriene ale țării. Dar zicem noi, teologic, că din suflet, din duh, din spirit pornesc toate. Și atunci reușim să lucreze la inima ofițerilor superiori și obișnuiți, la inima celor care au grijă de țara aceasta, cred că fac mult. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Andrei a acordat Crucea Transilvană generalului de brigadă Corneliu Postu, director al statului major al apărării, generalului de flotilă aeriană Lian Someșan și comandorului Marius Mihai Oatu, comandantul bazei 71 aeriene. De asemenea, părintele Sorin Medrea, capelan al bazei 71 aeriene din Câmpia Turzii, a fost hirotesit iconom stavrofor. Șeful statului major al apărării le-a conferit celor doi ierarhi emblema de onoare a statului major al apărării. Manifestarea a continuat în sala de evenimente a bazei aeriene, cu prezentări și dezbateri pe teme administrative și duhovnicești. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a avut loc astăzi la baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii convocarea preoților militari din forțele aeriene ale Armatei Române. A fost o întrunire foarte eficientă care a luat în discuție în primul rând statutul preotului militar în cadrul unităților în care deservesc și s-a evidențiat necesitatea unor detalieri pentru a configura această calitate în termeni foarte siguri, care să nu permită niciun fel de abuz în privința desfășurării activității acestora, în cadrul acestor unități. Am fost foarte plăcut impresionat de modul în care a fost pregătită această întrunire, atât preoții militari, cât și cei doi consilieri juridici ai bazei 71, care au susținut materiale foarte judicios întocmite și care au scos în relief lipsurile textelor juridice actuale, care creează un statut incert preotului militar și necesitatea unor precizări care să stabilească definitiv calitatea, rolul și locul preotului militar în cadrul structurii pe care o deservește. Convocările preoților militari sunt foarte importante. Pe lângă aspectul de comuniune, discuțiile care se nasc în aceste convocări sunt foarte importante. Astăzi am discutat despre redefinirea statutului preotului militar.
să fie mult mai articulat în lege și în instituția militară. Să fim într-adevăr preoți militari și cu o lucrare deosebită, ne lăsând pe planul 2 slujirea preoțească, dar fiind racordați la toate drepturile și obligațiile cadrelor militare. S-au discutat teme de interes pentru clerul militar, cum ar fi rolul și locul preotului militar în Armata României, statutul personalului militar clerical în conflictele armate, precum și propuneri cu privire la clarificări în ce privește actele normative la care se raportează clericii militari. La convocarea anuală a celor 13 preoți militari din cadrul statului major al Forțelor Aeriene Române, au fost discutate aspecte cu privire la problemele actuale ale preoților militari, împărtășirea de experiențe pastorale specifice și strategii misionare privitoare la activitatea preoților misionari. A fost pus în discuție și statutul preotului militar și nevoia intensificării misiunii preotului în rândul militarilor.